În calendarul de suflet al românilor, 9 februarie este o dată importantă. La 9 februarie 1802 s-a născut la Oradea Emanuel Gojdu, cel mai important mecena din cultura română. Au trecut de atunci 220 de ani. În matrica botezaților din februarie 1802, alături de numele copilului, apar numele părinților, Anastasie și Ana Popovici Gojdu. Originea lui Gojdu se pierde și merge și coboară până la străbunii lui aromâni care au locuit în orașul grecesc Moscopole, unul dintre cele mai frumoase și mai bogate orașe din Grecia, stăpânită atunci de turci. Numele Gojdu, în dialectul aromân, este o poreclă care înseamnă gazdă, bogat. Într-o biserică din Moscopole se mai găsea multă vreme după plecarea străbunilor lui din Moscopole un jilț frumos ornamentat, pe spatele căruia era scris cu litere aurite numele Gojdu. În perioada din secolul al XVIII-lea, grecii au accentuat lupta de eliberare națională. Ca drept reprimare, turcii au distrus foarte multe cetăți grecești, printre care și Moscopole. În urma acestui dezastru, străbunii aromâni ai lui Gojdu au plecat în pribegie, în Imperiul Habsburgic. Familia Gojdu s-a stabilit în Oradea. Emanuel Gojdu și-a petrecut copilăria și și-a făcut liceul în Oradea. Apoi, studiile și le-a continuat cu studii juridice la Bratislava și la Budapesta. S-a stabilit la Budapesta, unde a devenit unul dintre cei mai importanți avocați penaliști. Banii pe care i-a câștigat, i-a investit cu folos în afaceri din sectorul economic și imobiliar. Se mai păstrează și astăzi pasajul Gojdu, alcătuit din construcții pe care le-au ridicat Emanuel Gojdu. A fost prieten cu reprezentanții școlii ardelene. A fost prieten cu Andrei Șaguna, viitorul mitropolit al Transilvaniei, mitropolitul ortodox. A intrat și în activitatea politică administrativă. A fost prefect al județului Caraș-Severin și deputat în circumscripția Tinca-Bihor. În 1869, cu un an înainte de a muri, și-a întocmit testamentul care a stat la baza fundațiunii Gojdu. În preambulul actului de constituire a fundației Gojdu stau scrise următoarele: toată averea mea, ce va rămâne, o testez întreagă acelei părți a națiunii române din Ungaria și Transilvania ce ține de credința răsăriteană ortodoxă. Din banii fundației Gojdu s-au dat burse copiilor români. În statutul fundației Gojdu, într-unul din articole, stă următoarea mențiune: se acordă burse tinerilor români distinși prin purtare bună și prin talente, ai căror părinți nu sunt în stare, cu averea lor proprie, să ducă în îndeplinire creșterea și cultivarea copiilor lor. Averea lui Gojdu s-a transfigurat într-o zestre spirituală a românilor. O bună parte din intelectualitatea românilor din Transilvania din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima parte a secolului al XX-lea s-a ridicat cu ajutorul burselor Gojdu. Această parte a intelectualității
a fost cea care a luptat pentru unirea din 1918 și a luptat pentru ridicarea României moderne, interbelice. Din 1918, bursele n-au mai fost acordate, statul maghiar a interzis distribuirea acestor burse și a oprit distribuirea banilor din băncile budapestane. Foarte multe litigii și foarte multe procese au fost între statul român și statul maghiar. Perioada comunistă le-a interzis, dar ele au fost reluate din 1989. Dar prin tot felul de hățișuri juridice, după 1989, statul român aproape că a fost obligat ca să renunțe la moștenirea Gojdu. Dar spiritul lui Emanuel Gojdu trece ca o ștafetă din veac în veac și rămâne ca un vis care trebuie împlinit. În 1919, prin decret semnat de regele Ferdinand, se înființează în Transilvania foarte multe instituții de învățământ românesc, printre care Universitatea Daciei Superioare de la Cluj și Liceul Emanuel Gojdu. Acest liceu, de mai bine de un secol, este cel care duce mai departe visul lui Emanuel Gojdu. Miile de elevi, părinți și profesori au muncit acolo cu dăruire, într-un liceu unic, într-un timp unic, care trecea peste vitregia vremurilor. El, Emanuel Gojdu, este fondatorul unei dinastii, al unei dinastii a inteligenței. Iar noi gojdiștii, care facem parte din această dinastie, știm că pe blazonul dinastiei sunt scrise cuvintele testamentare ale lui Emanuel Gojdu. Iubirea ce am către națiunea mea, neîncetat mă îmboldește a stărui în faptă, ca încă și după moarte să erump de sub glia mormântului spre a putea fi în sânul națiunii mele.